Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Hello Neighbor. Azi continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu Casa Vecinului. Încă mai avem o grămadă de chestii de descoperit și o grămadă de mistere. Chestia asta îmi place foarte mult la jocul ăsta, faptul că are o grămadă de mistere și de fiecare dată se pare că găsim câte ceva nou, ceva ce nu știam despre vecin înainte. Așa că cu siguranță eu cred că asta va fi o serie foarte, foarte lungă. Dar înainte de a face altceva vreau să vă mulțumesc pentru tot suportul pe care mi l-ați acordat la seria asta, pentru că data trecută deja s-au strâns 17.000 de like-uri. Am rămas foarte șocat, dar în sensul bun al cuvântului, pentru că n-au trecut nici măcar 24 de ore și deja s-au strâns 17.000. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Am descoperit mai nou niște semne despre acest vecin, așa nume, vedeți aici, ăsta e gunoiul vecinului, nu știu exact ce face el pe afară, dar ce ne interesează mai mult pe noi este coșul lui de gunoi. Și știți bine, cu asta putem să ne gliciuim, să zburăm, dar ceva mai interesant despre ele este faptul că în momentul în care le răstorni, o să puteți să vedeți foarte exact pe ele că există un fel de semn. Nu știu exact ce reprezintă sau dacă are vreo semnificație anume, dar cu siguranță ăla e un semn înăuntru. Uite, hai să răsturnăm încă unul și poate reușim să-l răsturnăm pe partea cealaltă. Mulți dintre voi mi-ați spus că acest vecin ar putea fi fost vreun circar ceva, să fi lucrat la circ și s-a întâmplat ceva acolo la circ, a intrat într-o depresie și și-a omorât familia sau și-a închis familia la subsol și posibil chiar noi să fim fiul lui. Că ați spus voi că s-ar putea ca noi să fim unul din rudele lui. Foarte posibil. Ceea ce mai observăm este faptul că acest radio, dacă ne uităm noi pe el, scrie Acedia. Acum, Acedia, m-am interesat, numele ăsta se referă la o stare de nepăsare, o stare de depresie, ceva de genul ăsta. Acum, de ce ar scrie pe acest radio Acedia? Nu e o firmă de radiouri, din ce știu eu. Sunt foarte multe chestii micuțe pe care nu le-ai observa așa neapărat pe ochiul liber, dar dacă te uiți cu atenție la ele, le vezi. Ușurel, ușurel. Și asta ne poate da un amănunt despre vecin. Și vedeți că și vecinul are un astfel de radio la el în casă, pe care scrie Acedia. Se pare că vecinul... Băi, vecine, lasă-mă în pace. What the fuck? Are vecinul o pâine. Are o pâine în mână. Hai să-l așteptăm să vină încoace. Și o să vă arăt că nici măcar nu e nevoie să închizi ușile astea. Îl așteptați să vină. Vecine! Cred că l-am supărat în momentul în care mânca. Cred că asta s-a întâmplat. Hai, vecine, vină încoace. Și să stați până la sfârșit pentru că developerul a anunțat niște chestii destul de interesante și o să vi le arăt în cele ce urmează. Deci eu dacă stau aici, el nu mă poate prinde. Vedeți? Eu nici măcar nu trebuie să închid ușile măcar. El n-are cum să mă prindă aici și a scăpat și felia de pâine din mână și putem să-i furăm. Și să vă mai arăt o chestiuță interesantă la joc. Dacă ne ducem și luăm unul din aceste manechine, care din nou, nu știu ce semnificație ar avea aceste manechine în casă, dar sunt foarte multe dintre ele aici. Și dacă tot l-am prins noi acolo, hai să facem șmecheria cu clopoțelul ca să putem să scoatem chestia aia din spate. De repede, repejor, închidem ăsta, mergem și luăm clopoțelul de sus și să facem chestia. Uite încă un semn. Gulaie. Ce ar însemna asta? Uite, Acedia, gulaie, sigur, este o semnificație în spatele acestor chestii. Știu că undeva pe cutie, uite, și aici, uitați-vă la ce scrie acolo. Posibil să fie un cod pe care noi să trebuiască să-l descifrăm. Nu știu exact ce cod e, dar îl vedeți pe că e în spatele la chestia asta de lapte? Acum, de ce ar fi chestia acolo? Dar să să scrie time. Micro, de asta nu e nimic, dar uite aici scrie Pecatorii, cred. Pecatorii. Din nou, sunt niște nume la care îi zice, bă, e doar un nume de firmă de produsul respectiv. De exemplu, așa se numește ăla cu microondele, dar nu e neapărat. Poate să fie complet diferit, poate să fie altceva. Acum vom merge noi aici, repede, repejor, să luăm ăsta, pentru că e mai ușor în felul ăsta. Luăm ăsta... Săpăm aici frumos. Punem asta așa că nu avem nevoie de ele. Le luăm. Și acum că am luat-o pe ea, o să o ducem acasă. Și o să iau și pe asta pentru că vreau să vă arăt un glitch pe care l-am descoperit. Oh, mamă. Deci m-a speriat muzica rău de tot. Oh, s-a trezit vecinul, ești nebun. Deci vecinul s-a trezit când m-a văzut. Ok, ok, vecine. Dacă l-aștept, l-aștept să vină. O să pun pe ea acolo și l-așteptăm să vină încoace. Hai, vecine, vino. Sigur o să vină, dar e și muzica asta exasperantă. Cred că mai mult te sperii de această muzică în joc decât de altceva. Hai, hai, vino, vecine, încoace. Hai, vecine, vino încoace. What? Ce faci, vecine? Gata. Ei, și acum eu dacă iau, fiți atenți, el acum nu mai știe unde sunt, cică. Dar, eu dacă iau manechinul ăsta, hop, hai, vecine, vino cu mine. Vecine, vino cu mine. Deci eu pot să-l iau pe domnul vecin, îl luăm la o plimbare și îl ducem în oraș. Deci uite ce pot să-i fac lui vecinul. Și n-are nimic de zis, dar o să pot să, adică am impresia că și revine în momentul în care îl scap. Eu dacă îl scap pe jos, o să-și revine instant și să am grijă să nu îl scap. Și cred că pot să-l dau și în afara hărții dacă... Domnul vecin, cum ar fi să-l trimitem înapoi în casa cealaltă unde mai este încă un vecin, să-l trimitem acolo și să se întâlnească cu fratele lui pierdut. Știu că mulți dintre voi mi-ați spus, uite, o să-l las aici, să vedem dacă își revine. Vecine, vecine. Asta dacă pot să... Unele obiecte pot să sar pe ele. Vecine... Cred că pot să-l iau. Oh, ce m-a speriat. Doamne ferește, ce m-a speriat. Fai de capul. Oh my god. Să vă zic update-ul de la... Dar de fapt stați așa, o să vă zic update-ul de la developer la sfârșitul videoului. O să vă povestesc. A anunțat 3 versiuni de joc. Versiunea asta pe care o avem noi acum, încă o versiune care se lansează la sfârșit, pe la sfârșitul lunii astea și încă o versiune care mai e unde o să avem o casă mult mai mare decât asta, cam dublă față de asta și care se va lansa undeva în decembrie. Deci mai avem foarte multe lucruri de văzut în acest joc, v-am zis, dacă vă place și mai vreți episoade în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like și cu siguranță eu zic că merită să facem în continuare, mai ales că și mie îmi place să găsesc aceste mistere, dar am văzut că și vouă vă place foarte mult și în momentul de față este, cu siguranță, cea mai populară serie de pe canal, fără nicio discuție. Dintr-o dată am prins foarte multă viteză, dacă acum pot să merg mai încet, prinsesem foarte multă viteză și nu știam de ce. E destul de creepy pentru neric, mai ales dacă vrei să iei, de exemplu eu am furat aici un bec, fur și becul ăsta de aici, fur și becul ăsta de aici. Și dacă le fur pe toate, posibil să nu te mai vadă, că e întuneric. Nu știu exact dacă funcționează chestia asta. Oh, camere de supraveghere. Poți să-i... LOL. LOL, i-am furat camere de supraveghere, ești de bun? Nu credeam că pot să fac chestia asta. Poți să mi le pun la mine în casă? What? I-am furat camere de supraveghere, ești nebun. Nu vine să cred așa ceva. Nu credeam că merge, sincer. Și dacă vreți să știți, știți că găsisem noi la un moment dat zona de dedesubt și dacă vreți să o mai vedeți odată o să vă arăt acum. Zona de dedesubt poți să o accesezi dacă dormi foarte mult. What the fuck, s-au stricat astea. Dacă dormi foarte mult, la un moment dat te dă jos la carnaval. Zona asta de aici este de fapt zona de dedesubtul hărții. Asta e, nu e basementul, nu e subsolul, de fapt, că în versiunea asta a jocului subsolul nu este încă băgat. Deci, toată zona asta, asta vedeam noi sub hartă. Deci încă o chestie interesantă pe care am descoperit-o. Și asta cu ajutorul vostru că mi-ați spus. Există și o metodă de a ajunge aici, să ieși peste chestiile astea, dacă vrei. Văd că momentan vecinul e băguit, cred. A, m-a prins acum. Da. Noi acum pe noi ne-a îngrădit aici developerul, dar există o variantă să ajungi în partea cealaltă și o să vedeți că nu e absolut nimic acolo de văzut. Absolut nimic. Dar noi trebuie să ne ascundem ca să trecem de zona asta. Asta practic e ca un fel de tutorial să ne învețe. De asemenea, încă o teorie pe care am auzit-o în comentarii a fost faptul că vecinul era un inventator nebun, a lucrat pentru circ. Și, bă, dar ăsta s-a băguit de nu vrea să mai vină pe mine. Dacă vine acum. Cred că s-a băguit de tot vecinul. Da, era un inventator nebun, nu avea timp pentru copiii lui și săracii copiii nu aveau ce face, erau foarte supărați și i-a închis la subsol pe toți copiii. Și nu erau bătuți, nu erau omorâți sau ceva de genul ăsta, doar erau închiși acolo la subsol. Am observat, acțiunea jocului se petrece undeva în 1962 sau cel puțin așa ne-ar spune concept art-ul pe care l-au lansat ei și o să vedeți ceva pe ecran în momentul de față, să vedeți faptul că are un fel de o chestiuță de pus pe perete cu 1962, ceea ce mă face să cred că pe atunci se întâmplă chestia și faptul că mașinile sunt vechi și seamănă cu mașini din timpul ăla. După cum vedeți, e destul de... sunt mașini destul de vechi. Așa, ceva ce vreau să încerc de mult este să-l fac pe vecinul să se prindă într-o capcană de-a lui. Hai, vecine, treci pe acolo. What? Vecine, decât pe ușă. Hai, opa, plus. A, uite, s-a prins bine aici. Ha. Deci așa poți să-l faci să-l oprești. În caz că el vine foarte rapid pe tine și vrea să te prindă, poți să-l oprești în felul ăsta. Nu merge liftul! Shit. Poți să-l iau în timp ce merge? Poți să-l iau cu ăsta? Da, mergea să-l ridic. Ok, asta e straniu. Oricum, vom mai vedea și alte secrete și alte nebunii, dar acum vreau să vă arăt ce a zis developerul și o să vă arăt un clip pe care l-a lansat el. O să vedeți că are un fel de cameră pe care o să puteți să-l vedeți pe el și ne explică ce se va lansa în următoarele luni și o să vă explic eu. Tipul ăsta pe care îl vedem în fundal acum este Alex, nu știu exact cum se pronunță numele lui final, dar o să aveți un link în descriere către video original pe care l-am lansat. El este unul din developerii jocului, cei ce fac jocul, și ne explică aici faptul că, după cum vedeți, această casă va fi următoarea casă pe care vom primi în update-ul următor. Update-ul următor care se va lansa undeva pe la sfârșitul lunii astea, cel puțin așa am înțeles de la ei. E un update destul de mare, un update care va modifica aproape total jocul față de cum îl avem acum, dar nu va fi varianta finală a casei, adică casa pe care o vedeți aici clar e o casă mai mică față de ce avem acum. Casa finală, sau cel puțin draftul, casa pe care vor lucra să o facă finală, va fi lansată în update-ul din decembrie, deci atunci va fi update-ul ăla mare rău de tot, unde vom avea o casă enormă, cred că de 2 ori mai mare, și vedeți aici imaginile cum va arăta casa respectivă. Va fi absolut genială și abia aștept să lanseze update-ul din decembrie, dar până atunci, în noiembrie, acum, vom putea să jucăm ce vedeți în imaginile de mai jos, ceea ce v-am arătat că se numea înainte varianta beta, acum se va numi Alpha 2. Abia aștept să putem să vedem ce e la subsol, pentru că în acest update vom avea subsolul funcțional și vom putea afla misterul de acolo. Cred că toată lumea e curioasă să afle care-i faza cu acel subsol. De asemenea, la etaj vom observa faptul că avem artificii și pasărea pe care o vedeți în colivie, rolul ei e să facă gălăgie. În momentul în care te vede, va face o grămadă de gălăgie, astfel în momentul în care tu vei ajunge aici, vecinul sigur va veni. Trebuie să te folosești de niște artificii pe care le vedeți aici. Când îl vedeți pe vecin, activați artificiile, bum, ele bubuie și asta îți va da puțin timp să poți să iei keycard-ul de aici din cameră și să poți să te strecori undeva la subsol. Asta vom vedea probabil în zilele următoare, nu știu exact când se va lansa update-ul ăsta, dar fiți siguri că în momentul în care se va lansa, 100% îl veți vedea pe canalul meu. Face faptul că am modificat, când în momentul în care te ascunzi în dulap, puțin să deschid ambele uși și te ascunzi foarte repede, deși aici din prima l-a găsit, dar te ascunzi foarte repede, e mult mai bine realizat și vedeți că și grafica față de varianta anterioară pe care v-am arătat-o ieri, parcă arată mult mai bine. E și diferită, patul ăla nu era un pat mare, acolo era un pat supraetajat unde dormea el înainte, deci sunt unele modificări și de asemenea uitați-vă pe pereți, sunt desenele alea pe care le vedeam noi în camera copilului. Poate ne spune și asta ceva. Oricum, asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade cu Hello Neighbor, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru toată susținerea pe care mi-ați acordat-o până acum, pentru că datorită vouă această serie este una din cele mai populare serii de pe canal și asta mă bucură foarte mult. Oricum, ne auzim data viitoare. Pa, pa!